După care o să pun într-adevăr și eu câteva întrebări puține ca să vă deschid dumneavoastră apetitul să continuați. Anii 2000 ce au semnat pentru mine? Au semnat venirea în București, un oraș mare, necunoscut și intimidant. Eu am făcut limbi străine, voiam să scriu. Nu aveam neapărat extraordinar de multe repere pentru drumul pe care trebuie să-l abordez concret ca să fac treaba asta. Adică, ok, vrei să scrii pentru că îți place atât de mult să citești, dar cum se face? Știi, nu doar că scrii în jurnal sau că ai tu niște încercări. Cum ajungi să ai o carte, să... Știi, foarte concret. Dincolo de sălbăticea orașului și de tot felul de abrazivități ale mediului, să le spun așa, trebuie să spun că am avut noroc cu un grup de prieteni, exact cum spuneați dumneavoastră mai devreme, și relațiile astea sunt foarte hrănitoare. Și pentru că am avut acest grup de prieteni și pentru că am întâlnit totuși niște oameni foarte generoși, în jurul cărora noi am putut să scriem, aici mă refer la Simona Popescu, ea a fost unul dintre oamenii foarte generoși cu niște persoane foarte tinere. Și a dat din timpul ei să ne întâlnim, să facem un grup literar în jurul ei. Au crescut prietenii din toată povestea asta și cumva scrisul nostru nu mai era rupt, nu mai era într-o zonă de proiecție. Noi chiar trăiam cumva, nu? Ne citeam textele unii altora, ne ieșeam împreună. Trecerea a fost un pic mai ușoară din punctul ăsta de vedere, dar nu a fost neapărat doar ușoară. Și aici o să mă opresc. Bun. Nu avem extraordinar de mult timp și ne-ați povestit atât de multe lucruri. Aș zice să începem de la ceva super important și pentru dumneavoastră și pentru multe dintre noi, adică de la minte. Ați insistat pe detaliul ăsta. Nu e un detaliu, e un centru, de fapt. Ați povestit și acum, povesteați și în volumul cu mintea mea de femeie, despre nenumărate momente în care ați fost tratată ca o minte de rang secund. Mi-a spus povestea cu dactilografa celui care gândește. Și v-aș propune să vorbim un pic despre felul în care noi ne construim identitatea atâta vreme cât ceilalți nu ne văd așa cum noi ne vedem. Ceilalți nu dau voie să fim sau să devenim ceea ce noi știm că putem să fim sau să devenim. Cum facem treaba asta? Ce lupte trebuie să asumăm ca femei? Foarte greu de spus, pentru că, de exemplu, după părerea mea, cultura feministă, în sensul de cultura umanistă a libertății pentru femei, să ne înțelegem. Deci eu asta înțeleg prin ea și pentru mine asta e fundamental. Feminismul este genul proxim al umanismului. Adică e umanist cu femei incluse. În momentul în care gândim lucruri, sigur că trebuie să te și separe o vreme pentru ca să nu trăiești numai în sistemul de referință al gândirii deja existente, care este copleșitor masculină, numai că bărbații rezonabili ai timpului nostru n-au nicio vină. E o istorie. O ducem toți cu noi. Cum poți să-ți construiești o identitate de fapt de femeie care gândește cu mintea proprie, care poate să-și construiască existența și poate să-și folosească talanții, adică să nu fie numai arbore bonsai, că despre asta vorbim, nu? Să nu fie un arbore piticuț pus într-un vas care îți spune până unde să te dezvolți. Asta e important. Mie mi-e greu să spun cum se poate face asta în absența unei culturi făcute grassroots, adică de la grădiniță, școală. Sigur că asta înseamnă timp foarte lung. Ca să schimbi lucrurile, trebuie, ai de obicei două posibilități. Una mult mai rapidă, politica, și alta mai lungă, o strategie pe termen lung, educația. Ca să încep să faci o educație de genul ăsta, inclusiv pentru viața privată și inclusiv o educație în care fetele să nu mai capete complexe limitative, că dacă eu aleg să fiu
nu știu, gospodină și mamă, e treaba mea, dar să știu că pot alege. Nu că îmi predetermină chestiunea asta. Dacă eu vreau să practic prostituția, nu? Să fiu lucrătoare sexuală și să-mi plătesc taxele, că altminte fac evaziune fiscală, este alegerea mea dacă n-am fost împinsă în povestea asta, într-un mod abominabil, că la ora actuală ea este ilegală, e în mare măsură forțată, provine din faptul că la fetele sărace sunt întâi împinse la droguri de către viitorii pești și după aia făcute dependente și aruncate, mai ales când e vorba de prostituția de stradă, prostituția de centură. Asta nu e alegere liberă. Deci problema este cum ajungi tu să te gândești pe tine, ca femeie, om liber, care poate să se dezvolte până unde te țin propriile tale talente și calități. Să nu-ți pui o limită. De unde înveți asta? Păi uite, de exemplu, voi acum scrieți literatură care în mare măsură începe să fie tot mai feministă. E important ca voi să depășiți literatura fricii și a silei. Foarte important. Partea, pentru că deocamdată ce văd eu în zona literară este mai degrabă o formulă legată de libertatea negativă. Da? Am vrea să scăpăm. Să scăpăm de hărțuire, să scăpăm de tentative de viol, să scăpăm de umiliri de toate felurile, să scăpăm de faptul de a fi trimise la cradiță sau ceva de genul ăsta. Problema nu e numai să scăpăm, ci și ce facem după aceea. Dacă nu am un orizont de așteptare serios pentru momentul în care, dom'le, nu mai pățesc toate. Îți spun eu cu vârsta, nu mai pățesc aproape nimic. Ai alte probleme. Deci, ce vreau să zic este că ce lipsește la noi în literatură este partea de forță, de afirmare, de, cum să spun, de înfățișarea perspectivei scriitoarelor despre orice subiect. Despre orice subiect. Asta, în primul rând, înseamnă să gândești cu mintea ta de femeie, da? Ai război în vecinătate. Uite, uiți bine. De unde vine chestia asta? Sigur că are legătură cu masculinitatea, dacă o aia toxică. Gândește ca o femeie care face, care are un copil, investește bani, timp, energie, tot ce vrei în el. Dacă are un tată la cu frecvență și, mă rog, investește și acela proporțional. Deci copilul ăla este și o extraordinar de mare investiție și ți-l ia un dement și ți-l trimite în linia întâi. Nu? Da, e un subiect teribil. E un subiect teribil, de exemplu, polarizarea socială cumplită. Este un mare subiect. Sunt foarte multe, sigur că noi operăm cu un univers mai la îndemână și e foarte bine că o facem. Tentația scriitorilor și filozofilor, mai spun bărbați, este să se arunce mult dincolo de privat, de zona privată. Introducerea subiectelor care țin de viața privată pe agenda publică e foarte bună, că uite așa s-au născut, de exemplu, până la urmă, politicile și legile care te apără de violența domestică, până femeile n-au scos asta la suprafață și n-au revendicat-o ca pe o problemă politică, nu s-a întâmplat nimic. Așa nu s-a întâmplat nici cu hărțuirea sexuală. Întrebarea e, e foarte bine că s-a întâmplat asta. Este foarte bine să reacționezi la astfel de mârșări și umiliri. Dar cum treci mai departe ca să nu fii pusă din nou într-o căsuță? Cu ce se ocupă feministele? Cu chestiile astea legate de violența sexuală. Nu, dom'le, feministele se ocupă cu orice. Absolut orice le interesează. Se ocupă cu ce vor și ce cred că este important pentru ele și e important să-și arate perspectiva în problema respectivă. Deci asta este next step. Și să mai spun Alina ceva, care pe mine mă întristează.
Noi citim cărțile voastre. Voi nu prea le citiți pe ale noastre. Sigur că intri în zona, sociologia corpului, Laura Grunberg. Ar fi folosit foarte mult o carte de genul acesta, editată de... Ar fi folosit foarte mult și pentru cauza asta. Să zicem, cele două cărți ale mele de filozofie feministă, mai ales cartea Convenio despre natură și femei și morală, e foarte bogată în idei care ar fi interesante scriitoricești. Multe alte cărți, cum să spun, din zona științelor politice care sunt scrise digest. Și astea, dintr-o dată, te ajută să ieși din planul sunt foarte nemulțumită și foarte supărată, este o lume mizerabilă și este foarte umilitoare, ca să pot construi next, pasul următor. Vi se pare că, acum mă refer mai ales la mediul literar și la scritoare, scritori, hai să nu se pare pe generații, vi se pare că au o cultură politică și filozofică deficitară? Adică se hrănesc mai degrabă din literatură și din... Asta pentru că, bineînțeles, pentru că ați pomenit mai devreme niște repere pe care, dacă multe dintre noi le-ar fi integrat, poate că ar fi avut niște instrumente cu care... Deci este clar că mergeam mai repede cu toții. Dacă astea sunt integrate, mergem împreună și mai repede.